Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la Regiunea în Obiectiv. În ediția de astăzi vom face o trecere prin mai multe domenii. Vom afla care este situația la zi cu privire la cazurile de coronavirus în județul Cluj, asta pentru început. Vom încerca să aflăm cât de legală este taxa de coronavirus sau taxa COVID-19, o taxă care se pare că a fost introdusă de către unii patroni de terase din România după modelul țărilor din vest sau din Statele Unite ale Americii pentru a-și acoperi cheltuielile generate de normele de distanțare socială. Așadar, încercăm să aflăm dacă este sau nu legală această taxă. De asemenea, vorbim despre un eveniment ce se va desfășura în acest weekend. Fundația Alexandrion premiază 5 tineri remarcabili prin proiectele lor cu impact puternic asupra comunităților din care fac parte în cadrul galei premiilor Matei Brâncoveanu 2020, gală difuzată live pe pagina de Facebook a Fundației Alexandrion, duminică 14 iunie, începând cu ora 19. Vrem și noi să aflăm mai multe detalii, dar vi le oferim și dumneavoastră, bineînțeles, asta puțin mai târziu. Și pe final de ediție facem o vizită în județul vecin, mergem puțin până în județul Bihor, mai exact, în reședința de județ, la Oradea. Aici, în prima săptămână de la redeschiderea teraselor, vânzările au fost dezastruoase. Vindem cam 30% față de cea mai proastă zi de până acum, cel puțin asta spun proprietarii teraselor din Oradea. Consiliul Local Oradea a însărcinat conducerea Asociației pentru promovarea turismului în Oradea și regiune cu căutarea unor soluții pentru sprijinirea industriei ospitalității. Aceste soluții au fost, sigur că da, supuse aprobării în ședință extraordinară ieri, le aflăm și noi astăzi. Aflăm de asemenea de o nouă titulatură pe care a primit-o orașul Oradea de curând, are legătură tot cu turismul și cu destinațiile acestea turistice. Acum însă nu putem începe fără a afla care este situația la zi în județul Cluj, cu privire la cazurile de coronavirus, așa cum v-am obișnuit, vă prezentăm cumva raportul. Și dacă e să vorbim de gestionarea perioadei pandemice la nivel exemplar, nu cred că greșesc dacă spun că județul Cluj este în fruntea listei, iar această gestionare a stat în mâinile prefectului de Cluj, domnul Mircea Abrudean, care în acest moment se află în legătură directă prin Skype alături de noi. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua tuturor! Dați-ne voie să ne alăturăm și noi tuturor celor care în zilele acestea vă felicită și nu sunt puțin la număr pentru felul în care ați coordonat toate activitățile, pentru felul în care ați coordonat echipele cu care de altfel în toată această perioadă de foc v-ați aflat în linia întâi fără niciun fel de reținere. Și aș mai adăuga eu un aspect cu care v-ați făcut remarcat, cel puțin asta spun clujenii dumneavoastră, este vorba despre felul în care ați transmis informația. Și noi am tot subliniat în emisiunile TVR Cluj despre importanța modului în care se făceau comunicatele guvernamentale. Dumneavoastră ați ales să fiți singura voce avizată care să facă acest lucru, pentru că v-ați dat seama de la bun început că panica este generată în primul rând de dezinformare, de confuzie, astfel încât sunteți apreciat și tot clujenii dumneavoastră spun asta pentru calmul cu care ați transmis informația și le-ați indus un soi de confort psihic, cam asta spune lumea. Vă las acum să ne spuneți care este situația în prezent, să ne dați, așa cum spuneam mai devreme, raportul. Da, mulțumesc foarte mult pentru felicitări. Sigur că suntem oarecum la un moment de bilanț, însă lucrurile nu sunt la final din punct de vedere al situației epidemiologice. Am spus asta în ultima perioadă destul de des. Faptul că avem o evoluție pozitivă, semnificativă, o descreștere foarte mare a numărului de pacienți pozitivi, nu ne face să încheiem această perioadă. În continuare există un risc epidemiologic destul de ridicat, mai ales ca urmare a acestor măsuri de relaxare pe care guvernul le-a luat în ultima vreme. Și asta ne face pe noi ca autorități să fim în continuare în alertă și să fim pregătiți pentru ce este mai rău. Pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, ăsta este rolul cel mai important al autorităților, în special al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe care îl conduc și al echipei care a gestionat în toată această perioadă situația COVID și o face pe mai departe. Este meritul întregii echipe pe care o coordonez și fiecare din colegii mei au avut un rol foarte, foarte bine definit și în toată această perioadă a fost la datorie pentru clujeni și asta sigur că se regăsește în cifrele pe care le prezentăm astăzi. Dacă e să ne referim la cifre, în acest moment avem un număr de 47
de pacienți pozitivi internați în spitalele COVID din Cluj-Napoca, din care 31 sunt din județul Cluj. La secția de terapie intensivă avem un total de 4 pacienți internați, din care unul singur este din județ. Avem un număr total de 551 de persoane vindecate, din care 440 sunt din județul Cluj, un grad de vindecare de peste 86% și un număr de 15 persoane care au decedat în toată această perioadă din cauza COVID-19. Dacă e să ne referim în continuare la cifre, aș vrea să prezint câteva date relevante, spun eu, pentru ceea ce s-a întâmplat la Cluj în această perioadă. Noi am început cu primul caz pozitiv pe 27 februarie, dacă bine rețin. Am atins vârful pandemiei pe data de 4 mai, când am avut internate 223 de persoane pozitive în cele 4 spitale dedicate COVID din Cluj-Napoca. Iar astăzi suntem, vă spuneam, la 31 de cazuri. Perioada 2000 de persoane, cadre medicale, care au gestionat pacienții COVID în cele 4 spitale dedicate, respectiv boli infecțioase, pneumofiziologie, medicală 1 și spitalul de recuperare. Și alături de aceste 4 spitale am avut spitalul Clujana la îndemână, la dispoziție pentru realizarea triajului epidemiologic al pacienților cu boli respiratorii. Am avut peste 1000 de voluntari care au fost alături de noi în toată această perioadă și mulțumesc pe această cale tuturor ONG-urilor care s-au implicat alături de noi și ne-au sprijinit zi de zi. Vorbim de peste 1000 de lucrători ai Ministerului Afacerilor Interne, vorbim de polițiști, jandarmi, ambulanțieri, lucrători ISU și militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale care au fost în fiecare zi pe teren la datorie. Și munca tuturor se regăsește astăzi în cifrele pe care le-am prezentat. Merită iarăși menționat din punct de vedere al capacității de testare, pentru că după cum s-a comunicat în ultima vreme, județul Cluj este primul județ din România, exceptând Bucureștiul, evident, ca și capacitate de testare. Vorbim de peste 48.000 de teste care s-au realizat la Cluj. Am început cu 70 de probe pe zi la Spitalul de Boli Infecțioase și am ajuns astăzi la peste 1400 de probe care pot fi procesate. De altfel, media zilnică în ultima perioadă este de aproximativ 1000 de probe care sunt analizate în fiecare zi. Că vorbeam de Spitalul de Boli Infecțioase, nu pot să nu menționez faptul că, așa cum se știe, schema de tratament la nivel național a fost preluată ca urmare a propunerii colegilor mei de la Spitalul de Boli Infecțioase. Au fost mai multe centre din țară care au propus o schemă de tratament. Cea de la Cluj a fost aleasă și ulterior instituită la nivel național prin ordinul Ministrului Sănătății. Deci, iată că sunt câteva elemente, câteva aspecte care ne fac să ajungem astăzi în situația în care suntem. Iarăși merită menționat faptul că noi, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, am constituit un grup tehnic medical format din profesioniști în acest domeniu și din managerii tuturor spitalelor din județ, care au elaborat, am și aprobat de altfel, încă din prima jumătate a lunii martie, un plan integrat de măsuri medicale privind reorganizarea asistenței spitalicești în județul Cluj. Practic, noi am venit cu acest plan înainte să existe reglementările naționale ale Ministerului Sănătății, care de fapt le-au confirmat pe cele pe care noi le-am instituit anterior. Asta a fost și motivul pentru care am reușit să gestionăm foarte bine, din punct de vedere medical, pacienții pe care i-am avut aici, pentru că vorbim, sigur, de pacienții din județul Cluj, dar și de foarte mulți pacienți care au venit aici din toată Transilvania, din toate județele din Ardeal și nu numai, în special forme grave de COVID, pacienți care au ajuns la terapie intensivă și care ulterior au fost vindecați și externați. Pacienții care s-au aflat pe terapie intensivă aveau un grad foarte mare de risc și
Un motiv în plus pentru care trebuie să apreciem calitatea actului medical din spitalele clujene. Da, este pentru foarte toate... evident, domnule prefect, faptul că ați, prin activitățile acestea, ați reușit să puneți iarăși numele Cluj pe buzele celor, nu știu, care întocmesc topuri, care dau note. Dar, dincolo de toate aceste aspecte, dacă e să facem un rezumat al săptămânii, știu că o situație destul de controversată a fost la Institutul Oncologic. Dacă puteți să ne spuneți cum e acum în prezent acolo situația. Situația s-a lămurit în sensul în care la Institutul Oncologic, din păcate, prin specificul acestui spital, acestui institut, care este de altfel cel mai bun din România, avem 500 de pacienți care vin în fiecare zi în urma relaxării măsurilor medicale din toată țara. Ei sunt programați la ore diferite decât personalul medical, din păcate, având în vedere că vin din toată țara cu mijloace de transport proprii sau tren sau ce-or fi având la dispoziție fiecare, oamenii nu vin și nu respectă orele așa cum au fost programați, vin și se pun la coadă. Din păcate, ăsta e motivul pentru care avem aceste cozi acolo. Există 4 puncte de triere a pacienților, pentru că ei nu pot intra în spital până când nu sunt triați epidemiologic, iar cei care se internează trebuie să testați. Lucrul ăsta durează puțin. Durează oricum puțin față de cât ar dura în mod normal, pentru că avem laboratorul de testare chiar la Institutul Oncologic, astfel că ăsta e motivul pentru care se ajunge în această situație. Încercăm să o gestionăm prin câteva măsuri pe care le-am luat acolo. Încercăm să păstrăm acele măsuri de distanțare socială așa cum se pot ele păstra în condițiile date, dar trebuie să luăm în calcul faptul că acești oameni sunt cu afecțiuni extrem de grave, având în vedere că 2 luni de zile n-au putut fi tratați. Boala lor s-a agravat și au nevoie imediată de tratament. Și evident, fiecare trebuie să primească acest tratament în unitatea medicală, în Institutul Oncologic. Astfel că nu este nimic ieșit din comun. În fiecare zi, în fiecare, special în prima parte a săptămânii și înainte de a exista COVID-ul, la Institutul Oncologic aveam peste 500 de pacienți, doar că erau în interiorul clădirii, pentru că nu era nevoie de acel triaj epidemiologic și nu se vedea coada. În momentul ăsta nu există altă posibilitate decât aceasta și ăsta e motivul pentru care oamenii stau la coadă, însă n-au fost probleme, oamenii sunt înțelegători și până la urmă, după 2-3 ore, lucrurile se rezolvă și primește fiecare tratamentul pe care îl solicită. Da, e clar că aveți în vedere această situație și că încercați să o gestionați cât mai bine. Domnule prefect, pe final știu că, așa cum ați spus și dumneavoastră, de fapt, chiar la începutul intervenției, ați avut câteva temeri legate de această relaxare. Totuși, ar trebui să le menționăm, cum spuneam pe final de discuție, aceste pericole posibile, tocmai pentru ca lumea să nu se relaxeze de tot, să spun așa. Da, măsurile de relaxare sigur că sunt normale și sunt de mult așteptate de populație, doar că trebuie să avem în vedere comportamentul nostru în toată această perioadă, având în vedere că interacțiunile sociale sunt tot mai dese și riscul epidemiologic nu a trecut, am spus asta și se poate vedea și la nivel național faptul că în continuare există cazuri descoperite. Recomandarea noastră autorităților către cetățeni este în continuare de responsabilitate maximă în ceea ce privește interacțiunile, în ceea ce privește purtarea măștii și respectarea tuturor recomandărilor pe care noi le-am emis. Pentru că, până la urmă, ține doar de noi să ne asigurăm că nu revenim la situația anterioară pe care, cu siguranță, nu ne-o dorim de niciun fel. Așa este. Până la urmă, dincolo de aceste măsuri impuse, trebuie să fim noi, ca și cetățenii, responsabili, pentru că doar în felul acesta ne protejăm sănătatea. Domnule prefect, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția de azi. Vă așteptăm, sigur că da, și în perioada următoare să ne spuneți care este situația. Nu pot să vă doresc decât să aveți, nu știu, cea mai grea situație să fie legată de vreun cod de vreme rea, nici de cum de alte valuri pandemice. Mulțumesc tare mult și mult succes în continuare. Mulțumesc. Noi mergem mai departe. Încet, încet și activitatea aeroportului internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca este reluată. Dacă acum o lună plecau aeronave doar cu muncitori sezonieri, după cum știți, acum decolează 4 curse, una internă și 3 internaționale. Revenirea nu este ușoară, mai ales că reprezentanții aeroportului au amânat mai multe investiții, inclusiv cea pentru prelungirea pistei. Între timp, toți pasagerii au mască, li se măsoară temperatura, iar dacă au peste 37,3 grade, nu li se permite intrarea. Haideți să vedem un scurt material, după care ne reîntoarcem să discutăm și despre acea taxă COVID-19.
Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca a adoptat măsuri stricte pentru a preveni răspândirea coronavirusului. De curând s-au reluat 4 curse, una internă spre București și 3 internaționale. Pasagerii însă trebuie să respecte regulile impuse. Nimeni nu intră în aeroport dacă nu are mască. Apoi oamenii se dezinfectează pe mâini, li se măsoară temperatura. În plus, pasagerii trebuie să vină cu 3 ore înainte de îmbarcare și este de preferat să aibă check-in-ul făcut de acasă. La plecări, toți pasagerii sunt verificați din punct de vedere a temperaturii. Peste 37,3 grade nu li se permite accesul în terminal. Ce este foarte important pentru pasageri? Îi rugăm să vină cu 3 ore înainte. Se permite accesul în această perioadă doar pasagerilor care călătoresc. Trebuie să aibă bilet sau boarding. Nu se permite deocamdată accesul însoțitorilor. După verificarea temperaturii, se poate vedea că s-au luat măsuri de distanțare socială. De săptămâna viitoare este așteptată reluarea mai multor curse, însă nu și cea spre Marea Britanie. Dar de luna viitoare, clujenii vor ajunge mai ușor pe litoral. Din 15 iulie se va pleca și spre Constanța. Perioada de revenire nu este însă ușoară. Pandemia a scăzut drastic traficul din aeroport, mai exact cu 95%. În ciuda perioadei pe care o traversăm, aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca rămâne al doilea ca număr de pasageri după aeroportul Henri Coandă. În primele 3 luni ale acestui an, aici, pe aeroportul din Cluj, au sosit peste 220.000 de pasageri, iar alții 235.000 au fost îmbarcați în această aerogară. Ne așteptăm ca în decembrie 2020 să fim la aproximativ 25% față de decembrie 2019. Începând ianuarie, consideram că ne trebuie cam 3 ani să revenim la aproape 3 milioane, cât am avut în 2019, dar ne trebuie probabil aproximativ 4 ani. Efectele sunt foarte importante. Mulți renunță la conferințe, o parte din viață va rămâne online. La începutul anului se anunțau investiții și multe planuri de dezvoltare. Pandemia le-a dat peste cap. Continuăm cu calea de rulare, unde avem finanțare europeană. Extinderea pistei s-a amânat. Consiliul de administrație a stabilit o listă de priorități. O veste bună însă, nu s-a renunțat la o cursă nouă, exotică. Din această toamnă, o companie low cost pune la dispoziție bilete către Abu Dhabi. Ne-am reîntors în platou și vă spuneam că încercăm să aflăm astăzi mai multe detalii despre taxa de coronavirus. Se pare că după modelul țărilor din vest sau din Statele Unite, unii patroni de terase din România au introdus așa numita taxă de coronavirus. Deci, practic, vă puteți trezi la terasă ca pe bonul fiscal să găsiți această taxă de coronavirus sau taxă COVID-19. Totuși, este sau nu ea legală, aflăm în doar câteva momente, pentru că alături de noi, prin Skype, se află domnul avocat Răzvan Doseanu. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi pentru a ne lămuri puțin cu privire la această taxă, iată. Așa cum spuneam și mai devreme, domnule avocat, vedem pe bonul fiscal primit la restaurant sau la terasă, de fapt că acolo putem merge deocamdată, o taxă suplimentară intitulată taxa COVID-19. Ce putem face într-o astfel de situație? Bună ziua. Cu siguranță, dacă pe bon scrie taxă COVID-19, din punctul meu de vedere, ea este nelegală. Doar statul ar putea să stabilească taxe. Din start, denumirea ca taxă, din punctul meu de vedere, este una nelegală. Mai departe, dacă ea se stabilește sub o altă denumire sau o plată suplimentară este sub o altă denumire, în mod obligatoriu clienții trebuie să fie informați înainte să fie luată orice comandă acelor clienți. Deci, practic, este deranjant acest termen taxă, adică dacă apare doar COVID-19 sau coronavirus, nu știu, 5 lei, că am văzut genul acesta de variante, ar putea însemna că dacă este în prealabil încunoștințat despre existența acestei plăți, lucrurile se desfășoară în mod legal? Dacă mă întrebați pe mine, cred că e puțin o șmecherie asumarea a ceea ce spun. Orice comerciant poate să stabilească în prețul produsului final și să majoreze prețurile în care teoretic ar intra și aceste costuri suplimentare datorate pandemiei de COVID. Nu pot să stea oameni atât de apropiați, probabil sunt costuri suplimentare pentru respectarea
igienei și a protecției împotriva unei eventuale îmbolnăviri. În primul rând, o denumire de taxă, repet, nu poate fi ca taxă, pentru că doar statul stabilește aceste taxe. Eu cred că transmite și un mesaj subliminal. Oarecum se încasează niște bani, dar pare a nu fi vina comercianților, pentru că nu e așa, dacă e COVID, atunci nu e vina lor. Deși o cafea poți să o vin și la 5 lei, poți să o vin și la 10 lei, și la 20 de lei, încadrând în acea sumă de bani, practic, orice alte costuri suplimentare pe care, evident, să o fiscalizezi. Pe de altă parte, domnule avocat, trebuie cumva să echilibrăm balanța și să ne gândim și la patronii teraselor, pentru că e o perioadă, așa cum ați spus și dumneavoastră, în care sunt niște restricții, niște măsuri impuse. E clar că și venitul acestora se diminuează considerabil, dacă nu chiar aceste 3 luni de urgență, de pandemie, au însemnat un colaps total. Așa că, pe lângă acest fapt că, sigur, numărul clienților este mult mai mic, au nevoie, într-adevăr, ca și orice altă instituție, de fapt, de aceste lucruri pentru a dezinfecta tot ceea ce înseamnă, nu știu, inclusiv clientela. Și atunci ar putea fi justificat, din acest punct de vedere, un astfel de demers? Categoric este justificat, exact asta am spus înainte. Evident că sunt costuri suplimentare. Nu mai poți să pui 4 oameni la masă, pui numai 2. Trebuie să ai mânuși, trebuie să ai măști, trebuie să ai soluții de dezinfectat. E clar că au costuri suplimentare și e clar că au avut și o perioadă în care nu au încasat probabil niciun venit. Dar de ce să o numești taxă, de ce să nu o incluzi în prețul final al produsului, pe care oricum îl fiscalizezi? Pentru că taxă COVID sau încadrarea acelei sume de bani suplimentare în prețul final, oricum se fiscalizează. Ai posibilitatea ca și în alte țări, nu, în Italia, de exemplu, sau în alte țări, unde se poate percepe o taxă fiscalizată pentru care clientul este informat, pentru simplu fapt că te așezi la masă și primești, de exemplu, niște tacâmuri sau șervețele aferente și toate celelalte chestiuni. E o practică uzitată în Europa. Sunt persoane care au depus reclamație la protecția consumatorului. Acesta este pasul normal pe care trebuie să-l facă cineva care nu este mulțumit sau care dorește să reclame o astfel de procedură? Cu siguranță cei de la protecția consumatorului pot fi sesizați. Din câte cunosc, s-au și aplicat niște amenzi, însă amenziile care s-ar fi aplicat s-au datorat unei lipse de informare prealabilă a clientului și nu neapărat ca instituirea unei sume de bani suplimentare pe care, repet, e evidențiată din punct de vedere fiscal, adică taxele nu sunt eludate cu o asemenea taxă. Dar cum se face efectiv această informare? Că înțeleg că discuția cumva se învârte în jurul încunoștințării despre acești bani plătiți în plus. Dacă clientul este încunoștințat, nu știu, de către cine? De către chelner? De către patronul terasei? Sau cine trebuie să îi pună în vedere faptul că, iată, la noi în locație se percepe o sumă, să nu-i mai zicem taxă, deși în acest moment cam așa e trecută pe bonul fiscal, pentru, mă rog, cheltuielile suplimentare pe care noi trebuie să le avem în vedere în această stare de alertă? Eu cred că cea mai bună informare este direct în lista de meniu, pe lista de prețuri undeva, chiar scos în evidență un astfel de avertisment, oarecum, dacă doriți. Pentru că, așa, gândiți-vă la un control, cineva reclamă, chelnerul spune că i-a comunicat clientului, clientul neagă că i-a comunicat. Atâta timp cât meniurile sunt clar personalizate și conțin acea mențiune că se achită o sumă suplimentară, eu cred că discuțiile nu vor mai exista. Acum, din ceea ce știți dumneavoastră, din practică, vorbim de o sumă fixă care se calculează într-un mod anume sau variază de la locație la locație? Eu am înțeles că sunt ambele variante, fiecare optează pentru o soluție. Fie este un anumit procent care se pune, fie se calculează pe fiecare persoană o anumită sumă fixă care teoretic ei consideră că le acoperă acele costuri.
Sunt consumatori, domnule avocat, care sunt de acord cu această abordare, pe care, așa cum spunea și dumneavoastră, cumva e justificată. Ei se mai pot răzgândi odată ce au fost încunoștințați despre această sumă, fie că ea există scrisă în meniu, fie că, nu știu, există un afiș pus în locația respectivă, fie că este încunoștințat la nivel verbal, că probabil sunt mai multe variante. Se mai poate răzgândi acest client? Teoretic se poate răzgândi în momentul în care este informat și alege să nu mai stea la terasa respectivă sau în acel loc. După ce comandă, după ce s-a terminat consumația și primește nota de plată finală, nu mai are cum să se răzgândească, pentru că deja, practic, serviciul este prestat și trebuie achitat acel serviciu de care a beneficiat. Dar se poate îndrepta către protecția consumatorului, așa ne-a spus, da? Acesta ar fi pasul. Îndreptat, dar am repetat, în cazul unei informări corecte, nu văd ce mare lucru s-ar putea face, lăsând la o parte denumirea care n-ar trebui să fie taxă, dacă ea este afișată corespunzător, dacă ea este fiscalizată. Am înțeles, domnule avocat, făcând un rezumat al discuției noastre, așadar, dacă găsim această taxă, scrisă taxă COVID-19, din punct de vedere legal, nu ne aflăm în conformitate cu legea. Dacă găsim o altă variantă, sigur că da, aceasta poate fi justificată, iar într-un final, dacă suntem în continuare nemulțumiți sau considerăm că nu este îndreptățită această formă de a, să spunem, recupera din cheltuielile suplimentare, putem să ne adresăm către protecția consumatorilor. Mulțumesc tare mult, domnule avocat, pentru intervenția dumneavoastră de astăzi. Am lămurit, sperăm noi, cât de cât ce este cu această taxă. Mergem acum mai departe. Odată cu relaxarea restricțiilor de circulație, tot mai mulți români au apelat la bicicletă pentru a recupera mișcarea pierdută în lunile de izolare. Producătorii și distribuitorii din România spun că piața de biciclete este supra-solicitată și că vânzările s-au triplat odată cu ieșirea din starea de urgență, măcar în acest domeniu. Haideți să vedem și ne reîntoarcem în platou. După ce Organizația Mondială a Sănătății a încurajat deplasarea pe două roți ca mijloc de a face mișcare la ieșirea din izolare, vânzările de biciclete au crescut semnificativ la nivel mondial. Și în România, cererea de biciclete este foarte mare, producătorii locali înregistrând în luna aprilie cele mai mari vânzări din ultimii ani, epuizând inclusiv stocurile produse pentru luna iulie. Din cauza pandemiei de coronavirus și după lunga perioadă cu starea de urgență, consumatorii s-au orientat cu siguranță către bicicletă, pentru că este o activitate pe care o pot face în combinație cu cei dragi, fără a încălca regulile distanțării sociale. Și evident, cererea a fost mult mai mare decât într-o lună martie, aprilie, mai, într-un trimestru normal. Pe noi ne-a surprins modul în care familiile au simțit nevoia să facă această activitate, și anume biciclitul împreună, ajungând să comande pentru toți membrii familiei biciclete. Rămân încă consacrate bicicletele de tip MTB, mountain bike. E o bicicletă versatilă încât să o poată folosi oriunde, indiferent că faci o drumeție în pădure, dar și în situația când merge până la magazin. Deci un MTB rămâne încă varianta potrivită utilizatorului de zi cu zi, deși și cele urbane au crescut în vânzări. Membrii clubului de cicloturism din Cluj-Napoca sunt pregătiți să reînceapă excursiile pe două roți, așteptând cu nerăbdare următoarea etapă de relaxare a restricțiilor impuse pe timp de pandemie. Cu siguranță că toți organizatorii de evenimente biciclistice de-abia așteptăm să reluăm. Ele încă, din păcate, sunt complet interzise de autorități. Toate mitingurile, demonstrațiile, reuniunile sunt încă oprite. Sperăm în perioada următoare să vedem că ele pot din nou să aibă loc și urmează și Clubul de Cicloturism Napoca la Cluj să reluăm marșurile lunare ale bicicliștilor și alte evenimente de încurajat circulația cu bicicleta în oraș și nu numai. Printre beneficiile mersului pe bicicletă se numără creșterea forței și a flexibilității musculare, îmbunătățirea coordonării și creșterea capacității cardiovasculare la efort. Mai mult, pedalarea în ritm susținut poate duce la consumarea aproximativ 300 de calorii pe oră și la reducerea stărilor de anxietate sau depresie.
Doamnelor și domnilor, Fundația Alexandrion premiază 5 tineri remarcabili prin proiectele lor cu impact puternic asupra comunităților din care fac parte. Sigur, această premiere va avea loc în cadrul Galei Premiilor Matei Brâncoveanu 2020. Este o gală care va fi difuzată live pe pagina de Facebook a Fundației Alexandrion, duminică 14 iunie, începând cu ora 19. Vrem să aflăm și noi mai multe detalii despre acești tineri, dar și despre organizarea galei în sine, astfel încât am invitat-o alături de noi, tot prin intermediul Skype-ului, pe doamna Marinela Ardelian, implicată trup și suflet în tot ceea ce înseamnă acest domeniu, dar și gala în sine. Bună ziua, vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă. Vă mulțumesc și eu, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim, sunteți foarte frumoasă și mai ales că transmiteți acum din de afară, ne faceți așa puțină poftă, cadrul este foarte frumos. Doamna Ardelean, gala este la 5-a ediție, totuși anul acesta este într-un format nou, da? Pregătiți un format nou, dați-ne câteva detalii. Un format nou, constrâns oarecum pe de-o parte de pandemie, având în vedere că încă nu se pot organiza evenimente mari și frumoase cum suntem obișnuiți, dar totodată ne-am propus și să aducem și mai aproape acești tineri minunați, talentați, de aproape de public. Ca și noutate anul acesta, publicul larg alege marele câștigător, câștigătorul marelui premiu în valoare de 12.000 de euro, premiul pe care Fundația Alexandrion îl oferă. Așadar, cu ajutorul a 5 scouteri, căutători de talente, am identificat 15 finaliști, 15 tineri cu proiecte remarcabile. În urma votului scouterilor împreună cu mine, care am votat din partea comunității Mentoring Generations, am ales 5 finaliști. 5 finaliști care se află în momentul de față în cursă pentru marele premiu. Publicul votează, mulțumesc din suflet publicului care votează, care a votat, dar și cel care va vota până în momentul stop vot, care va avea loc în cadrul galei, așa cum spuneați mai devreme, duminică, începând cu ora 7. Suntem curioși și noi să aflăm mai multe lucruri despre cei 5 finaliști. Știu că avem și noi un clujan cu care ne mândrim de altfel, dar ar fi interesant dacă foarte pe scurt ne-ați prezenta pe aceștia cu domeniile lor care sigur i-au făcut să fie remarcabili. Sigur că da. Încep cu Clujul, dacă tot am pomenit mai devreme din Cluj. Este oarecum o mândrie și pentru mine. Eu sunt născută în Maramureș, așadar mă bucur să avem și zona cumva reprezentată foarte bine de către Tudor Baciu, 32 de ani, care s-a implicat încă din anii facultății în numeroase acțiuni de voluntariat. Iar din 2015 face proiecții de film în sate și orașe fără cinematograf. Așadar, Cinemobilul în 2019, proiectul lui Cinemobilul, a ajuns la peste 44.000 de spectatori, devenind cea mai extinsă caravană de film din țară. Așadar, unul dintre finaliști este Tudor din Cluj, pe urmă avem pe Carmen Kindriș, Sibiu, 35 de ani. Carmen a pus bazele fundației bazele asociației Sus Inima. Este o asociație care sprijină pacienții oncologici, oferindu-le consiliere psihologică, ghidaj, soluții de cazare pe perioada terapiei, hrană sau consiliere în nutriție. Așadar, proiectul asociația Sus Inima este cel cu care Carmen Kindriș luptă pentru câștigarea marelui premiu. Ana Maria Ciobanu, București, 32 de ani, este reporter la revista DOR din 2011, iar în 2015 a inițiat podcastul narativ numit Satul Mădeline. Este povestea unei mame de 18 ani care cerșește la metro cu bebelușul în brațe, proiect care a determinat ascultătorii să doneze pentru ridicarea unei case pentru Mădelina și familia ei. Așadar, Ana Maria este gazda podcastului Mame, alături de Oana Sandu, cu care dezbate despre echilibrul dintre maternitate și muncă. Edmond Niculușcă, București, 30 de ani,
La doar 19 ani a fondat Arcen. Mulți cunosc această asociație, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate, dar mai mult decât atât cunosc proiectul lui Edmond, prin care el a reușit să pregătească 6.000 de persoane pentru a depăși în condiții de siguranță un eventual cutremur major. Adică întreaga comunitate a unui cartier central din București, vulnerabil în cazul unui seism. Raluca Selejan, Timișoara, 32 de ani, a deschis în 2016, împreună cu cea mai bună prietenă, librăria independentă la două bufnițe, în Timișoara, pornind de la ideea de a crea o comunitate dezvoltată în jurul cărților și a evenimentelor culturale, prin care să stimuleze apetitul generațiilor viitoare pentru lectură. Cele două tinere îi aduc pe copii mai aproape de cărți și librării, prin activități care să-i ajute să prindă gustul pentru lectură. Mai mult decât atât, librăria a fost și primită încă de la deschidere în Federația Europeană și Internațională a Librăriilor. Sunt 5 tineri, unul mai frumos ca celălalt, la fel precum și proiectele lor. Așa este și v-am ascultat cu mare interes. Ne spuneați că inițial au fost 15 astfel de tineri. Bănuiesc că sunt niște criterii foarte clare în funcție de care ați rămas la 5 dintre ei. Nu știu, bănuiesc că e foarte greu să alegi între astfel de tineri, fiecare venind cu un proiect de suflet. Până anul acesta, adică în anii precedenți, au fost identificate categorii pentru care au fost premiați acești tineri. Anul acesta, obiectivul principal a fost de a pune în valoare, de a recunoaște tineri care ne fac să ne simțim și mai mândri că suntem români, care au un impact în comunitatea în care aceștia activează. Așadar, nu am ales medicină, educație, sănătate, am ales oameni prin care să ducem mai departe mesajul care cu adevărat contează în viață, valori. Așa este, așa este. Vai, da, ce bine v-am prezentat la început, că sunteți implicată trup și suflet. Mă uit, nu contenez să nu vă admir, să văd cât de implicate sunteți acolo și cu cât drag vorbiți de acești tineri, de acest proiect până la urmă. Ne spuneați de marele premiu, da, 12.000 de euro. Mai există și alte premii pe lângă acesta? Există și alte premii și aș vrea și să precizez cum pot fi folosiți acești 12.000 de euro. Sunt 5 finaliști. Pe toți 5 îi vom vedea în cadrul galei de duminică seara. 4 dintre ei vor primi 1.500 de euro fiecare dintre ei, iar premiul cel mare va putea fi, în valoare de 12.000 de euro, va putea fi folosit ori pentru a accesa cursuri de perfecționare fiecare în domeniul în care activează, sau pentru proiectul cu care s-au candidat cumva cu care s-au prezentat în cadrul acestei lupte pentru marele premiu. Doamna Adelan, ce urmează după această gală? Sigur, acești bani vor fi folosiți tot pentru aceste proiecte, dar dumneavoastră și toți cei implicați îi veți ajuta în continuare, îi veți sprijini în demersurile pe care le fac pentru a duce la bun sfârșit aceste proiecte? În primul și în primul rând, eu îmi doresc din suflet să-i cunosc pe acești oameni minunați, așadar cu siguranță ne vom întâlni și prin proiectul Comunitatea, prin Mentoring Generations by Brâncoveanu, un proiect care într-un fel și completează obiectivul acestei gale, să ne întâlnim în decursul anului, să ne ajutăm nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere a unui networking, spre exemplu, să facem mai cunoscute vocile lor, să inspirăm și pe alții care probabil se află în situații asemănătoare și să luptăm împreună pentru o Românie mai bună, mai frumoasă, mai sănătoasă, mai educată, așa cum o merităm. Să știți că nici nu vă mai întreb altceva, pentru că ați făcut o concluzie atât de frumoasă. Cred că merită să rămână așa. Nu pot decât să vă urez succes și o să vă urmărim cu siguranță. Iată, duminică 14 iunie, ora 19, pe pagina de Facebook Live a Fundației Alexandrion. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Eu vă mulțumesc. Multă sănătate, numai bine. Doamne ajută! Doamne ajută! Mergem și noi mai departe. Din cauza pandemiei, doamnelor și domnilor, această vară va fi diferită pentru cei mai mulți oameni. Clujenii își anulează vacanțele sau le amână pentru anul viitor și spun că își vor petrece concediul acasă. Totuși, unii dintre ei se pare că nu renunță și își cumpără de pe acum bilete pentru perioada următoare.
Care credeți că este destinația de top pentru următoarele luni? Grecia. Haideți să vedem un scurt material, după care ne reîntoarcem și vedem cum e cu turismul, cu destinațiile turistice și în județul vecin. Majoritatea clujenilor și-au reprogramat vacanțele pentru anul viitor, iar unii dintre ei le-au anulat. Cam 30% dintre turiști au ales să anuleze și cam pentru 70% am reușit să facem reprogramări pentru date ulterioare. Unii au ales toamna acestui an pentru destinații mai apropiate, chiar și începutul lui septembrie. Alții au ales să călătorească până la sfârșitul anului 2021, dată care ne-a fost permisă de către majoritatea turoperatorilor. Cei care vor să-și petreacă vacanța peste hotare aleg Grecia ca destinație. În această perioadă, cel puțin turiștii agenției noastre aleg ca și destinație Grecia, fiind și apropiată ca distanță de România, și numărul cazurilor de coronavirus raportat a fost foarte mic, iar toți hotelierii din Grecia ne-au transmis cu promptitudine care sunt condițiile pe care le-au luat în hotel pentru a respecta distanțarea respectivă. Și Bulgaria, Muntenegru sau Croația sunt pe lista destinațiilor pentru această vară. În general, turiștii preferă țări nu foarte îndepărtate pentru că cei mai mulți evită să călătorească cu avionul. Unii clujeni spun însă că și-au anulat deja vacanțele peste hotare din cauza pandemiei și că își vor petrece concediul în țară. Am avut planificat o vacanță în Turcia, dar am anulat-o din cauza pandemiei și am zis că rămâne așa anul ăsta. Și atunci cum vă petreceți concediul vara asta? S-ar putea numai prin țară un picuț. Exact. Prin țară s-ar putea să mergem un picuț, dar zona Maramureș... Oricum o să fie destul de dificil în condițiile actuale. Suntem destul de restrictivi cu ceea ce înseamnă concediu și preferăm să rămânem aici. Dar înainte de pandemie ați planificat o vacanță undeva? Da, plănuisem să mergem în Brazilia, de unde este iubita. Am hotărât să stăm acasă. Ori dacă mergem până Pride, în țară, eventual. Agențiile de turism spun că au avut pierderi foarte mari în această perioadă și că au nevoie de cel puțin un an pentru a reveni pe o pantă ascendentă. Dacă mă întrebați pe mine, cred că după următoarea discuție mor să-și schimbe destinația de vacanță, pentru că Oradea, după ce a fost declarată stațiune turistică de interes național, ieri, 11 iunie 2020, orașul Oradea a fost inclus, atenție, în topul celor mai sigure destinații europene ale anului. Discutăm mai multe despre această nouă titulatură împreună cu domnul Mihai Jurca, director al Asociației pentru Promovarea Turismului în Oradea și în regiune, care este în acest moment alături de noi prin Skype. Bună ziua, domnule Jurca! Bună ziua, bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Să încep cu felicitările de rigoare acum, că n-am încotro. Nu? Așa trebuie. Felicitările nu sunt adresate nouă, sunt adresate în primul rând comunității care a reușit să înțeleagă nevoia măsurilor și evident celor care au fost în prima linie și care au reușit să ducă orașul în zona asta, unei destinații sigure. De data aceasta și o destinație certificată. Până la urmă, noi știam că e o destinație sigură, dar cu ocazia asta avem și o certificare care ne spune că este verificată prin o serie de indicatori și e comparabilă ca și siguranță cu alte orașe importante din Europa. Da, noi știam, dar acum o spunem în gura mare. Haideți să începem în felul următor. Spuneam că Oradea a fost declarată stațiune turistică de interes național. Nu știu dacă s-a simțit ceva în această perioadă odată cu această nouă titulatură. Adică știm că vor veni niște consecințe dintre cele mai frumoase pentru orașul Oradea, pornind de la această decizie. Iată, încă o nouă titulatură acum, dar deocamdată, dacă e să comparăm cum arăta turismul oradean anul trecut pe vremea aceasta și cum arată acum după perioada de pandemie, la ce concluzie ajungem? Ajungem la concluzia că avem niște pierderi la fel ca și celelalte orașe din țară și la fel ca și restul lumii până la urmă, destul de mari. Dacă e să comparăm luna mai sau iunie cu luna iunie din 2019, pierderile sunt chiar de peste 70% în unele cazuri sau de 95% pentru lunile martie și aprilie. Lucrurile astea, repet, sunt valabile și în alte orașe din România sau alte orașe europene. Și atunci încercăm
prin diferite metode, să oferim posibilitatea ca oamenii să călătorească spre Oradea. Și unul din argumentele în perioada asta cel mai important este siguranța, motiv pentru care am început demersurile de a ne certifica ca și destinație sigură. Și în al doilea rând încercăm să creăm o ofertă competitivă la nivel național, pentru că ne adresăm în acest moment doar turiștilor din România, dată fiind incertitudinea de călătorie între granițele europene. E adevărat că dacă la un moment dat lucrurile se vor așeza și vom ști că granițele sunt deschise, ne putem îndrepta cu atenția și promovarea și spre vecinii din apropierea noastră sau țările din vecinătatea noastră, astfel încât să avem și străini. Efectul deciziei de a numi un anumit areal din oraș ca stațiune turistică de interes național nu s-a văzut. Adică a doua zi nu au crescut lucruri în zona respectivă, dar ele se vor vedea în timp. Imediat după a luat Consiliul Local o decizie și a mandatat organizația noastră să realizeze tot ceea ce înseamnă signalistică sau semnele de direcționare turistică din acest areal în trei limbi. Limba engleză, limba română și limba maghiară, pentru că avem o comunitate destul de importantă de maghiari și pentru că avem un număr foarte mare de vizitatori din Ungaria, deoarece istoricul și cultura locală are niște elemente care sunt de referință pentru zona maghiară. Apropo de Consiliul Local, știu că dumneavoastră, împreună cu echipa pe care o coordonați, ați fost însărcinați să căutați anumite soluții pentru sprijinirea industriei ospitalității. Și știu că ieri acestea au fost supuse aprobării în ședință extraordinară. Tare mult aș vrea să ni le spuneți. Ați avut foarte multe idei, nu ni le-ați împărtășit până la momentul în care le-ați văzut acolo scrise și acceptate. Și acum e cazul să ni le împărtășiți. Cred că așa este și corect. Da. Măsurile au fost în primă fază, vreau să le prezint pe categorii, pentru că așa le-am și organizat. Și avem măsuri de siguranță. Parte din ele nu au depins și nu depinde noi, ci depinde alte instituții, dar ele sigur contribuie la o atractivitate mai mare a destinației. Ceea ce noi am făcut a fost un manual proceduri pe care le-am împărțit în industria ospitalității din Oradea, astfel încât oamenii să știe la ce se aștepte. E adevărat că manualul este doar un îndrumar, nu este obligatoriu. Legislația națională reglementează până la urmă ceea ce se întâmplă ca și măsuri, dar, de exemplu, oamenii din Oradea știau deja cam ce tip de măsuri vor fi aplicate la momentul la care se vor deschide piscinele. La fel cum știu ce tip de măsuri aproximative, evident ele pot diferi, vor fi aplicate când se deschid restaurantele, pentru că noi am luat recomandările Comisiei Europene, Organizației Mondiale a Turismului, recomandările din Franța, Italia, Ungaria, ca și model, ca și reper. Și atunci cred că ne vom situa și noi ca și țară în zona aceasta, cu mici diferențe, cel mai probabil. Și atunci avem măsuri de siguranță. Tot ceea ce ține de activitatea și autonomia spitalelor este iarăși un punct important. Un punct relevant pentru turiști este faptul că dacă vor veni în Oradea, prin intermediul hotelului, ei se vor putea testa. Orice turist care ajunge în Oradea începând cu luna sau după 15 iunie, poate să se testeze, contra cost evident, la hotel. Există o echipă care va veni și va preleva probe de la spital și la o zi distanță va primi rezultatul. E un protocol care a fost făcut de cei din Spitalul Județean și care cred eu că e încă o dovadă în plus că ne asigurăm sau luăm toate măsurile ca oamenii sau turiștii să fie în siguranță. Trecând mai departe, am luat măsuri de sprijin pentru turiști și pentru industrie în ansamblu ei. Pentru turiști în ce sens? Am creat un program la nivel local, Oradea Life Nouveau, care înseamnă că orice turist care va dormi două nopți în Oradea, minim două nopți în Oradea, va beneficia de transport public 48 de ore, adică pe toată durata șederii lui în Oradea, va beneficia de acces la toate muzeele importante și obiectivele turistice importante din Oradea. Beneficiază turiștii care stau minim două nopți în Oradea și o fac pe baza unui cod. La momentul cazării primesc fiecare turist, primește un cod unic pe care îl prezintă atât în transportul în comun cât și la obiectivele turistice, astfel încât
experiența din Oradea cred eu că va fi mai bună. Nu spun că e cea mai bună, dar sigur e un argument în plus. Pe partea aia altă, către industrie, a mers direct către agențiile de turism și noi oferim, începând cu 15 iunie, bonificații. Orice turist adus în Oradea de către o agenție de turism va fi răsplătit. În ce sens? În sensul în care noi vom plăti agențiilor de turism funcție de nivelul de stele al unității de, de cazare în care se cazează, o bonificație pentru o stea 3 lei, pentru 2 stele 4 lei, pentru 3 stele 6 lei și pentru turiștii cazați la 4 stele, fiecare agenție de turism va primi câte 9 lei. Asta înseamnă de fapt că noi renunțăm la o zi, la taxa hotelieră dintr-o zi, renunțăm noi ca și destinație și o oferim celor care ne aduc turiști. E o formă de a ajuta fluxurile turistice. Dar știți că vă puteți trezi cu sute de mii de turiști și se adună și sumele. Noi, vă spun sincer, ne-am bucurat foarte tare ca plafonul pe care l-am stabilit noi de 150 de mii de euro pentru acest program să fie atins în următoarele 2 luni. Ne-am bucurat foarte tare. Eu sper să se întâmple asta, dar rămâne să vedem cum va reacționa piața. Domnule Jurca, suntem pe finalul discuției și aș vrea să punctați și facilitățile fiscale foarte pe scurt. Foarte pe scurt, am redus impozitul pe clădiri pentru cei care sunt în zona hotelieră. Pentru toate hotelurile din oraș s-a redus impozitul pe clădiri cu 20% și noi am scutit de taxa lunară pe clădiri toți chiriașii sau toți cei care folosesc clădiri în oraș, care sunt proprietate publică sau proprietatea publică, chiar dacă sunt în proprietatea privată sau publică a orașului. Da, să știți că noi vă felicităm pentru tot ceea ce faceți acolo. Cu siguranță tot ceea ce ne-a spus astăzi ajunge la urechile celor interesați oricum să viziteze Oradea, dar acum cu noile măsuri, cu noile facilități, cu siguranță vor fi și mai ambiționați să facă acest demers. Vă așteptăm cu mare drag și într-o altă ediție să ne spuneți și care sunt principalele puncte de atracție acolo, că și acelea sunt destule. Mulțumesc tare mult, domnule Jurca. Noi vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și astăzi și vă las pe final cu un fragment dintr-un interviu cu Iosif Marin Balog, cercetător științific doctor la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Interviul va fi difuzat integral azi la programul actual regional, începând cu ora 18:30, în cadrul seriei Trianon Centenar. Realizator al acestui material, Luminița Purtea Cotuțiu. Așadar, vă las cu material. Mulțumindu-vă pentru atenție! Suntem în anul 2020, centenarul tratatului de la Trianon. Sunteți un istoric al Transilvaniei, al acestui spațiu, sunteți născut aici, mai ales că sunt și proveniți dintr-o regiune de confluență, nu? Din zona, să zicem, Secuimii, cu toate că tot zona Topliței e o zonă românească. Da. De unde vă trageți dumneavoastră? Cum vă raportați, să zicem, personal și ca istoric la acest tratat? Și cum considerați că ar trebui opinia publică românească să se raporteze la acest tratat, la iunie, ce se va întâmpla la Budapesta? Ați studiat, ați fost de multe ori acolo. Cum priviți lucrurile din punct de vedere românesc și poate așa mai de deasupra și din punct de vedere al spațiului acesta central european? Mai ales că cunoaște și realitățile de acolo. Ei cum credeți că se vor raporta? Acum, sigur că este cunoscut faptul că din perspectiva maghiară tratatul de la Trianon a reprezentat un dezastru politic, să spunem așa. E un lucru cunoscut și pe care partea maghiară l-a susținut în toate etapele istorice, să spunem așa. Sigur, a fost atenuat în perioada comunistă, când nu s-a scos în prim plan, deși în subsidiar, sigur că poziția era aceeași, cunoscută de altfel. Și aici trebuie să facem distinția între ceea ce înseamnă efectele lui, care există și astăzi, și ele sunt rezultatul unui aranjament internațional bine definit și cunoscut, și ceea ce înseamnă astăzi, și mai ales în acest an, 2020, faptul că de foarte multe ori chestiunea este politizată. Și părerea mea este că din această politizare, din politizarea, din diverse perspective, nu vorbim doar de o singură perspectivă din rândul forțelor politice din Ungaria sau din cele românești, din această politizare, până la urmă, rezultă divergențe sau
exprimarea mai evidentă a unor frustrări, să spunem așa, care generează reacție. Părerea mea ar fi că trebuie să existe un echilibru în aprecierea acestui deja act istoric, care are și astăzi efecte și care și-a dovedit viabilitatea până la urmă, dacă este să discutăm așa. Pentru că dacă ne gândim din ceea ce însemna sistemul de la Versailles, au fost și cazuri în care lucrurile n-au funcționat. Ele au fost sortite eșecului, s-au supus unor altor aranjamente politice. Aici, în cazul acesta, lucrurile au fost, zic eu, destul de temeinic statuate.